Am să vă spun cum, pe o baltă, un brotăcel filează de departe o musculiță. Musculița stă și ea acolo agățată de un bai mai să-și ude aripile atât de mult, încât aproape nu mai poate ieși din baltă. Broscoiul o filează bine. Undeva o țânțărică face patinaj acvatic, în stânga și în dreapta. Un țânțărel, topit de dragoste, se leagă -ne pe o frunză cu tremura de frumusețea țânțăricii. La malul lacului, o floricică se usucă pentru că, în ciuda faptului că aproape e balta, rădăcina sa nu e suficient de lungă cât să preia apă și să-i hrănească tubulatura florii. Din senin, pe când broasca se pregătește să înhațe musca, o mică floare de liliac se desprinde din liliacul de pe malul lacului și, lovind apa, creează o undă. Unda mișcă musculița din dreptul limbii hrăpitoarea broaștei, o pune pe bețiga și se scutură și musculița fuge. Țânțărica, un pic deplasată din patinajul ei artistic, nimerește direct în brațele țânțărelului și pe loc se încheagă o prietenie. De vreo 24 de ore, cam atât ține dragostea la țânțari. Un val de apă lovește țărmul, încarcă cu apă rădăcinile, o ajută pe floare să se deschidă și dintr-o dată un băndărel care se blocase acolo este izbăvit. Vedeți ce simplă e viața? O singură floare, o simplă floare purtată de o adiere de vânt și câte schimbări pe o baltă. Este necesar o clipă de atingere de Dumnezeu și totul se poate schimba în viața noastră.